aceasta este o împletire, de fapt. Este o asumare. Să știți că nu căutarea adevărului este cel mai important lucru, ci asumarea. Și al treia lucru este mărturisirea lui. Mărturisirea face parte din actul de curaj. Hermann von Kaiserling spunea că primul lucru, prima manifestare a spiritului, nu-i cultura, este curajul. Iar curajul necesită actul de risc. Cartea aceasta are un curaj, dar are un curaj de genul acesta intempestiv. Un curaj fiziologic al unui om care are demnitate. Domnul Răzvan Codrescu are demnitatea mărturisirii și face curajul ca normalitate. Nu-i nimic a scris în front. Detectează, diagnostichează fantastic de bine de pe poziția unui curățenii morale al sufletului. Toți vectorii de infecție care pot să intre în România și în spiritul românesc. Doamnelor și domnilor, Răzvan Codrescu, maestru Răzvan Codrescu, scriitorul, eseistul, traducătorul, teologul și aș putea continua pentru că aria dumneavoastră de preocupări este extensivă. Vă mulțumesc pentru că suntem aici într-o emisiune în care cuvântul are putere și acoperire în faptă, într-o oră în care să, grație dumneavoastră și muncii dumneavoastră, să redăm semnificațiile cuvintelor vrednic, mărturisire. Cartea dumneavoastră, publicată în editura Cristiana, la care făcea referire maestrul Dan Purică. Nu, e la editura Cristiana. Scuzați-mă, am rămas cu editura Rost, Fundația Sfinții Închisorii. Rămăsesem sub influența discuției cu... Când mă gândesc la Rost și poate vreau să... Permiteți-mi să mă scuz cu această... Doctorul fără de arginți, Pavel Chirilă, de care vorbeam, întreprinderea domniei sale și faptul că maestrul Dan Puric îl sprijină în tot ceea ce înseamnă Clinica Nera, în tot ceea ce a însemnat Sfânta Irina, și anume în fapta care este elementul esențial al vredniciei. Cum ați putea decripta pentru noi, domnule Răzvan Codrescu, lucrarea dumneavoastră esențială pe care cred că ar trebui să existe în sufletul fiecăruia dintre noi rândurile acestea? Da, mai întâi să spun că, sigur, editura Rost, Fundația Sfinții Închisorii, editura Cristiana, sunt toate într-un duh. Da, așa că... frumos. Mulțumesc că m-ați absolvit acum de substituirea aceasta. Poate fi cel mai bine prezentată prin tâlcuirea titlului și subtitlului ei, da, în mod corect. Mai întâi cuvântul mărturisitor, un cuvânt greu de semnificații, care stă la rând cu martor și cu martir. Au același etimon grecesc, care însemna cel care depune mărturie publică pentru adevăr. Cuvântul probabil că a venit fie până latina populară, fie până latina medievală. Cert este că mărturisitorii de multe ori sunt foarte incomod pentru că adevărul însuși este foarte incomod și atunci unii dintre ei devin martiri. Cuvânt care s-a îngustat, ca înțeles, semnificând cel care moare, își dă viața, deci ajunge până la jertfa supremă pentru o credință sau o idee. Sigur că ideea de mărturisire implică ideea de jertfă, chiar dacă nu este vorba întotdeauna de jertfa supremă. Jertfire mărturisitoare înseamnă și să sacrifici, știu eu, imaginea publică sau comodităților curente ale existenței. Prin urmare, un mod de asumare, da, nu? A unei credințe, a unui ideal, cu orice preț și cu orice risc. Acesta este factul care îi unește pe cei 82 de mărturisitori prezentați în cartea mea. Pentru că altminteri sunt personalități extrem de diferite, din epoci diferite, cu sensibilități diferite, cu profesiuni diferite, cu apartenențe politice diferite. O întrebare, aveți un preferat, aveți preferați dintre
destinele. Nu știu, e greu de spus, cred că, mă rog, lamura mărturisitoare neamului românesc rămân Sfinții Martiri Brâncoveni. Și chiar spun că dacă, așa cum se spune în Apocalipsă, împărații vor aduce în Ierusalimul Ceresc slava și cinstea neamurilor, atunci în fruntea cetei noastre, cred că se va afla Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu. Sigur, sunt foarte multe figuri mărturisitoare de care sunt foarte atașat, atât în trecut cât și în prezentul apropiat. Bună oară, am avut o relație specială cu părintele Gheorghe Calciu Dumitreasă, o figură cu totul deosebită, și cu mulți dintre cei care au pătimit în temnițele comuniste. În ceea ce privește subtitlul cărții, și aici e o problemă care s-a ridicat din diferite unghiuri de vedere, pentru o istorie a învrednicirii românești. Multora li s-a părut un titlu prea pretențios, pentru că e mai greu de recriptat astăzi cuvântul învrednicire și chiar cuvântul vrednic de la care se trage. Ce mai este vrednic? Cuvântul tinde să treacă ca un umil sinonim al lui harnic. De fapt, această notă a hărniciei este implicată și nu este rea deloc. Ea trebuie avută în vedere, dar dacă este luată de una singură, fără alte vecinătăți care să o legitimeze, ea riscă să alunece în simplă aflare întreabă sau, dacă vreți, în simplu stahanovism. Nu pot să sunt fascinat de discursul dumneavoastră și de imaginile pe care le creați. Da. Acum, ca să înțelegem cel mai bine sensul pe care l-am dat eu cuvântului în subtitlul cărții, aș evoca formula care se rostește în lumea noastră bisericească atunci când este hirotonit un preot sau când este tuns în monahism un călugăr. Cel care oficiază, întâiul slujitor al slujbei, rostește în trei limbi: axios în grecește, dignus est în latinește și vrednic este în românește. Și toată asistența repetă această formulă de consacrare. Axios, cuvântul grecesc, de la care se trage și cuvântul axiologie, știința valorilor. Deci, iată, ideea de valoare. Și dignus est, o expresie latinească care trimite la ideea de demnitate. Deci, iată vecinătățile cele mai lămuritoare ale vredniciei. Deci, este hărnicie, nu? Sârguință, râvnă, dar pusă în legătură strânsă cu ideea de demnitate și cu ideea de valoare. Deci, cum să venim la cuvântul învrednicire? Ce înseamnă a te învrednici? A-ți asuma în mod real și până la capăt, nu o credință sau un ideal. Deci asta este tâlcul ultim al cuvântului și în sensul acesta toți acești oameni cuprinși între copertele cărții sunt pilde, nu? De învrednicire pe care s-ar cuveni ca tinerele generații românești, dacă nu să le urmeze ca atare, măcar să mediteze asupra lor. Aici sunt valori perene pentru educație, de fapt. Este sursa educației pentru viață, pentru traseul, reperele traseului fiecare dintre noi. Da, eu asta mi-am dorit, în primul rând. Asta am socotit eu că trebuie să fie miza cărții. Ca într-o epocă în care modelele vii ne cam lipsesc și în care, mă rog, sunt foarte multe lucruri precare și confuze, tinerele generații să aibă înaintea conștiinței lor niște cazuri exemplare din trecut. Și trecutul nostru, din fericire, nu este lipsit de astfel de pilde memorabile, care să însuflețească aceste noi generații și să le arate că se poate și un alt mod de a fi român decât cel, știu eu, precar și dezabuzat în care facem astăzi umbră pământului. Domnule Răzvan Codescu, ar fi momentul să ne purtați într-un destin ca să înțelegem la modul, să zic, concret ce înseamnă jertfa și ce înseamnă valoarea perenă? Da, sigur că e greu să alegi unul dintre atâția, da. Mai ales că chiar cei reținuți în carte sunt doar o parte dintre cei care ar fi meritat să sigureze acolo. Eu sper să mă învrednicească Dumnezeu. Cu siguranță.
Dacă nu se scot un al doilea volum, da, volum, măcar un al doua ediție revăzută și adăugită, în care să se regăsească câteva texte în plus și la cei prezentați deja, dar și despre alții despre care n-am apucat încă să scriu. Cartea este fatalmente tributară limitelor mele omenești. Adică sunt acei oameni despre care până în ceasul de față am reușit să scriu. Despre unii mai mult, despre alții mai puțin, despre unii odată, despre alții de mai multe ori. E loc de recidivă în orice caz și îmi rezerv acest drept candidatului, da, că voi putea duce lucrurile mai departe. Nu știu, aș evoca pe părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa, bună oară, pentru că mi-a fost foarte apropiat, pentru că este din imediata noastră contemporaneitate, da, pentru că este în egală măsură un simbol al luptei creștine, dar și al luptei naționale. El face parte într-o generație extrem de greu încercată. Era foarte tânăr în anii celui de-al doilea război mondial și a fost arestat ca student în anul 2 la medicină, sub acuzația de apartenență la frățiile de cruce, care erau considerate un fel de anticamera legionarismului. Părintele Calciu nu făcea decât să se înscrie în, știu eu, spiritul unei generații. Elitele elevilor de liceu de la vremea respectivă sau studenților din de facultate cochetau cu această idee legionară care a avut o răspândire mai mare decât se consideră astăzi. Iar frățiile de cruce nu erau niște organizații cu caracter politic. Ele pregăteau mai ales din punct de vedere moral și național. Asta este foarte important. Aveau o dimensiune, da, în primul rând, educativă. Da. Sigur că era implicat și factorul politic, dar membrii efectivi ai Frăților de Cruce nu au apucat să participe efectiv la acțiunea politică. Deci ei nu pot fi tratați cu aceeași măsură, nu? Da. Cu oamenii care au săvârșit sau lucruri bune sau rele pe acest front de manifestare. Iată ce viziune temperată, necesară, obiectivă. E necesar obiectivă, pentru că mișcarea, da, legionară, în paranteză fie spus, așa cum spunea de pildă Marcel Petrișor, și el fost deținut politic și prea tânăr ca să fost legionar, dar cunoscându-i pe legionar în închisoare, dumneavoastră, de la Sfinți până la Tâlhari. A fost o mișcare complexă care a avut virtuțile ei, așa cum a avut și viciile ei, și din toate rămâne să învățăm, da, ca din orice, da, mare lecție a istoriei. Deci nu este vorba să elogiem mișcarea legionară, nici să reîncercăm să o reînviem în actualitate, ci să o înțelegem corect, da, să o punem la locul ei în istorie și să înțelegem că o nouă dreaptă creștină românească nu se poate construi și defini în absența reperilor trecutului. Da. Rădăcinile sunt necesare, iar dumneavoastră încercați, aveți un travaliu în acest sens. Da, eu am scris o carte de pildă, În căutarea legiunii pierdute, da, a doua ediție a apărut în anul 2012, prima ediție era din 2001, în care spun acest lucru de altfel în introducere. Avem de ales grâul de neghină, ca orice fenomen istoric. Cu neghina știm ce avem de făcut, o aruncăm în foc și se arde. Problema este ce mai avem de făcut cu partea de grâu curat care rămâne și care e păcat să se piardă, nu? Și în măsura în care reușim să facem ceva creator cu ea, ne onorăm și pe noi înșine. Riscul este major de a risipi grăunțe, exact, bune. Exact, de a arunca apa din copaie cu copilul, copilul, cu tot. Acum, întorcându-ne la părintele Calciu, traseul lui este unul foarte semnificativ. Deci intră în închisoare în 1948, trece prin iadul de la Pitești, între 1959 și 1951. Experimentul Pitești. Poftim? A trecut prin experimentul, da, Pitești? Da, a trecut prin experimentul Pitești și ca majoritatea celor de acolo n-au putut rezista până la capăt cumplitelor presiuni și, mă rog, torturi. Și a făcut unele compromisuri pe care, pe urmă, și le-a salutat să și le răscumpere o viață întreagă. Exact, îl defineam ca un destin paulinic, așa cum Apostolul Pavel a început ca prigonitor al creștinilor și, pe urmă, a devenit mărturisitor și, în cele din urmă, nu, martir al religiei creștine. Cam așa a pățit și părintele Calciu. După episodul Pitești, a mai rămas în închisoare până în 1964. A dat peste cap așa numitul proces al torționarului de la Pitești în frunte cu Țurcanu, pentru că ce s-a întâmplat? Securitatea
Și partidul o considera necesar că trebuie să se spele pe mâini și să găsească niște țapi spășitori. Da, da. Și atunci au încercat să spună că Pitești a fost de fapt un fenomen regizat din exil de către resturile mișcării legionare ca să compromită noua putere politică comunistă din țară. Și totul era pus în cârca victimelor. Călăii fiind, da, cumva, mă rog, dați la o parte. Și atunci Părintele Calciu nu a acceptat acest joc și în plin proces a spus: domnule, iată care sunt adevărați vinovați. Mă rog, ofițerii de la Kremlin, conducerea Ministerului de Interne, securitate și așa mai departe. Pe ei trebuie să-i întrebați de ce au făcut ceea ce au făcut și nu să ne puneți nouă vina în cârcă. Sigur că a fost, l-a costat mult acest act de rectitudine, care a fost însă reînvierea lui morală. După atâta suferință, da, regăsești... E greu de judecat de către cineva care n-a luat niciodată un ciomac pe spinare. Și apoi experimentul Pitești a însemnat mult, mult mai mult decât un ciomac pe spinare. Dacă ați a evocat fost cel mai violent, da, și cel mai pervers fenomen concentraționat în toată sfera comunistă. Nu știu, ca un reper de suferință cumplită și de destructivitate interumană din fenomenul Pitești. Da, de unele fenomenul lucruri ăsta, de vorbit. Știu eu, tentativa asta e extrem de, nu știu să zic, ceva între bestial și diabolic, da, al reeducării. Adică al faptului ca prin teroare permanent, fizică și psihică, să fie adus în situația de a te renega, nu numai pe tine, Da. Dar renega familia, dar spune niște monstruități îngrozitoare despre mama ta, despre tatăl tău, și așa mai departe. Și pe urmă, după ce tu ai făcut chestia asta, să-ți iei la rând prietenii să ți-i torni. Iar dacă nu vor să se lase, atunci să te devii tu însuși torționar, să pui mâna în băciomac și să-ți bați propriul prieten, ba chiar propria rudă, unor propriul frate, nu? Până când ajunge și el să mărturisească ceea ce vrei tu să mărturisească. Adică să-și asume un neadevăr, nu? Ca să facă pe plac, mă rog, regimului respectiv. Și principala grijă era moartea sufletească a acestor oameni. Și mai ales erau preocupați să-i facă să se lepede de valorile structurante ale vieții tradiționale. Dumnezeu, biserica... În general, tot ce ai sfânt, da. Să fie pângărit, mânjit. Prăbușirea internă să fie garantată, exact, în felul acesta. Sigur că unii au rezistat, alții n-au rezistat. Cei mai mulți au căzut, făcând compromisuri de diferite feluri. Unii au murit în timpul torturilor. Mulți ar fi vrut să se sinucidă, dar erau foarte atenți, supravegheați ca să nu aibă această posibilitate. În orice caz, sinuciderea era o variantă fericită, nu? Pe care și-o visau, pentru că teroarea era inimaginabilă. Fenomenul, până la urmă, știu, lucrurile au transpirat în afară, s-a pus problema și partidul s-a simțit stânjenit de toată chestia asta și a încercat această manevră despre care am vorbit mai devreme. Da. Și în 1964, când, iată, da, părintele, iată, părintele a găsit după resursele... Pitești ajunge, mă rog, în alte închisori, cel mai mult a stat la Jilava și la Aiud. La Jilava a fost închis, zidit de viu împreună cu alți trei, Marcel Petrișor, Iosif V. Iosif și regretatul poet Constantin Oprișan, fost șef al Fărților de Cruce pe țară, un poet filozof foarte interesant și de la care a rămas un întreg poem antologic memorat de camarazii din închisoare. Au fost zidiți în Casimca Jilavei ani la rândul, acolo în 1958 a și murit Constantin Oprișan. Și atunci Părintele Calciu a făcut un gest absolut tulburător și probabil unic în toată istoria închisorilor comuniste. Pentru că nu i s-a acordat niciun fel de asistență medicală, pentru că hrana era necorespunzătoare, Constantin Oprișan n-avea nicio șansă. Și atunci, în disperare de cauză, Părintele Calciu a făcut următorul gest. Și-a tăiat venele și a scurs sângele într-o gamelă. El făcuse medicina și știa cum să procedeze, ca să îl hrănească cu sângele lui pe camaradul muribund. Gestul l-a făcut, dar, din păcate, Costache Oprișan n-a mai putut fi salvat.
dar această măreție a gestului lui Părintelui Calciu rămâne ca unul dintre episoadele, mă rog, memorabile ale închisorilor comuniste. Sânge din comuniste. Sângele meu, la propriu. Da. Da. Și în 63 este scos din închisoare și trimis în domiciliu forțat în Bărăgan și de-abia în 1964 se poate spune că a fost eliberat, deși toți cei care au ieșit din închisoare au aceeași formulă cu care califică situația. Am ieșit dintr-o închisoare mai mică, într-o închisoare mai mare. Ei au fost până în 1989 hărțuiți de securitate, monitorizați, uneori rechemați la anchetă și bătuți groaznic. Părintele Calciu și-a propus în închisoare ca atunci când va ieși să devină slujitor al lui Hristos. El nu era decât un simplu student la medicină și într-adevăr reușește cu ajutorul patriarhului Justinian Marina, care a sprijinit pe foarte mult dintre cei ieșiți din închisori, să facă facultatea de teologie, a făcut și facultatea de filologie și ajunsese în anii 70 profesor la Seminarul Teologic din București, unde preda și Noul Testament și limba franceză. Incredibil vis-a-vis de dosarul, da, în ghilimele. Da. Lucrurile se mai, știu eu, îmblânziseră. Securitatea avea deja alte priorități, sigur, a fost tot timpul monitorizat. Și a făcut misiunea de preot cu o râvnă fără egal. Și în 1977, când a început cumplita campanie demențială lui Ceaușescu de dărmare a bisericilor în București, începând cu Biserica Enei, chiar la 1 mai 1977, puțin după cumplitul cutremur din martie, Părintele Calciu a fost singura față preoțească care a avut curajul să protesteze pe față și în mod direct. Sigur, protestul a fost și împotriva dărâmării bisericilor, iar ulterior și împotriva campaniei de educație ateistă a tineretului. Și postul mare al anului 1978 a ținut acele 7 faimoase cuvinte către tineri la biserica seminarului teologic, actuala mănăstire Radu Vodă. Da. Sunt niște predici de o forță mărturisitoare extraordinară. În contextul vremii respective, spunea Sorin Dumitrescu, de-a dreptul în ucigași. Da. Sigur că au încercat să-l oprească, i-au închis biserica, a predicat pe treptele bisericii, au închis elevii de la seminar în dormitoare, au venit elevi și studenți de la alte licee și facultăți, erau numiți calciști. Mulți dintre ei au fost exmatriculați, hărțuiți de securitate. El însuși și familia au intrat sub un regim de teroare permanent și până la urmă, sigur, a fost arestat și în 1979 condamnat la 10 ani de închisoare, pentru că, de fapt, mărturisise adevărul. Iar biserica s-a speriat atât de tare încât pe propriul ei mărturisitor, la porunca partidului, a ajuns să-l caterisească. Este un episod care reprezintă o pată pe obrazul bisericii și pe care, sigur, noile generații de preoți și ierarhi au datoria să-l spele. Părintele Calciu n-a făcut 10 ani până la urmă, a făcut numai 5 ani. La presiunile venite din afară, în special Ceaușescu, pe care îl considera un fel de dușman al lui personal, a catarichis să-l libereze, dar a fost cumva forțat să părăsească țara. Deci nu a fost un autoexil, ci mai degrabă un surgiun oficial. Și până la urmă s-a stabilit în America, unde a continuat lupta și înainte de 89 și după 1989, când a început să vină din ce în ce mai des în țară, nu s-a strămutat niciodată definitiv, deși ar fi dorit, avea însă obligații de familie care îl împiedicau, însă a reluat legătura cu țara, cu ierarhia, ce a dus un mesaj al iertării, bun, au fost siliți să facă ceea ce au făcut, dar vremurile s-au schimbat și, mai presus de toate, trebuie să fie unitatea bisericii. El avea o formulă pe care o spunea cu toată responsabilitatea: ierarhii trec, biserica rămâne. Reluat legătura de asemenea cu tânăra generație și a avut o priză la tineri, cum eu nu cred că a mai avut un reprezentant al Bisericii Ortodoxe vreodată. De altfel, tinerii din Ascori au solicitat un nou cuvânt către tineri, care l-a și scris, cred că, la începutul anilor 90.
Și până în anul morții 2006 a fost un luptător permanent pentru reimpunerea valorilor creștine în societatea românească, făcând în același timp datoria foarte bine și în exil, unde era o figură, mă rog, semnificativă a conștiinței românești. A fost președinte onorific al Romfestului, un festival care se ținea la 2 ani al românilor de pretutindeni. Cred că s-a început până 1988 și s-a ținut până 2002, cred. Iată un om a cărui întreagă viață a fost pusă în slujba lui Hristos, într-adevăr, cu orice risc, cu orice preț. Deci a fost la un pas de moarte în nenumărate rânduri și după ce a ieșit din prima închisoare, când deja avea răspunderea familiei să căsătorise, avea un băiat, Andrei, care acum este lawyer la Washington, D.C., n-a pus familia mai presus de credință și de, mă rog, misiunea mărturisitoare. Lăsați-vă familia și veniți cu mine. Da, el și spune în predicile sale, într-unul dintre cuvintele către tineri, cine are ca îndreptar de conștiință, pam, nevastă, am copii, acela nu este un adevărat slujitor al lui Hristos, care ne-a chemat să ne lepădăm de toate în numele Lui. Ori Părintele Carciu a înțeles să-și asume această cruce a jertfelniciei, să o ducă până la capăt, cu seninătate. Era un om ai cărui ochii albaștri erau plini tot timpul de veselie, era de o vioiciune extraordinară, de o mare jovialitate, extrem de viu. N-avea nimic din rutina popească, ca să spunem așa. Rutina popească, ce frumos. Acesta este și secretul succesului pe care l-a avut în rândul tinerilor. Deci, iată, o viață sacrificată pentru Hristos și o viață care poate să fie reper pentru orice nou slujitor al crucii, indiferent de contextul istoric. Domnule Răzvan Codrescu, adevărul este greu metabolizabil. Mă întreb, care este sursa acestei relații dificile cu adevărul? Aveți curaj să spuneți realitatea istorică într-o manieră echilibrată, care îi dă o rotunjime, care îi dă, o face și credibilă, de altfel, cred că este o senzație de totalitate. Ce se întâmplă cu ființa fiecare dintre noi atunci când decontextualizăm, când mergem numai pe, nu neapărat pe jumătăți, dar pe părți convenabile? Există în noi, în fiecare dintre noi, o bestie latentă care ori pândește pentru a arunca flăcări și a distruge, și apoi o luptă permanentă cu părțile divine din noi. Cum vedeți aceasta? Umanitatea, cum să-i spun? Este complexă și e greu să-i măsori pe toți cu o măsură. Nu există rețetar în privința asta. Să spunem, lucrurile trebuie judecate de la caz la caz. Cert este că avem în noi această ispită, știu eu, de a trăda marile adevărul și de a ne asuma o existență călduță. Adică preferăm adevărului comoditatea. Și de multe ori suntem în stare de orice compromis în numele ei. Ca să nu pierdem nișa existențială în care ne aflăm, călduță, trebuie curaj și ne e frică, de fapt. Frica să fie fundamentul? Deci, da, atunci sigur că pe acest fond de comoditate, curajul devine incomod. Și omul curajos începe să te calce pe nervi. Adică stai numai că ăsta îmi strică mie comoditatea și mă obligă pe mine însumi la anumite lucruri și mai ales mă obligă să mă privesc în el ca într-o oglindă care mă arată nimicnicia mea. Uite, ăsta are curaj și eu n-am. Și atunci omul curajos nu este agreat de obicei, ci este cumva ejectat comunitatea celor pentru care curajul nu reprezintă nimic, așa cum nimic nu reprezintă nici sfințenia, nici jertfa și așa mai departe.
Ceea ce reprezintă pentru ei adevărata miză a existenței este, mă rog, bunăstarea lor personală și profitul imediat pentru ei și pentru gașca lor. Altceva sfânt nu au pe lume. O sigur că lumea românească va reuși să se refacă în măsura în care vom reuși să rupem acest clișeu al nemicniciei. În clipa în care vor apărea din ce în ce mai mulți oameni dispus să se asume incomoditățile și să mărturisească adevărul. Sigur, pentru asta trebuie o campanie pe care se pare că instituțiile noastre publice nu sunt în stare să o săvârșească. Biserica nu-și face datoria cum trebuie, școala nu-și face datoria cum trebuie, presa a ajuns la pământ și de obicei este mai degrabă smintitoare decât formatoare. Familiile se destramă și nu mai au nici cadrul educativ pe care îl constituiau odinioară. Și atunci, sigur că lupta aceasta este foarte inegală cu răul. Dar trebuie pe aici, pe acolo, măcar câțiva oameni nu să-și o asume și să o ducă măcar pe perimetru, pe bucățica lor, de la om la om. Și cred că modul cel mai realist de a te raporta la aceste lucruri este acesta. Dom'le, eu am ajuns la o convingere. Simt că asta trebuie să spun și asta trebuie să fac. Spun și fac. Gândesc neapărat la rezultate. Da. Rezultatele, mă rog, le chivermisește cumva Dumnezeu. Ele pot să apară sau să nu apară, să apară mai devreme sau să apară mai târziu, dar tu îți faci datoria și funcționezi în virtutea crezului care te legitimează. Eu așa am înțeles să fac și nu mă uit câți mă citesc și câți nu mă citesc, cât de popular sau cât de impopular sunt, cât am de profitat sau de pierdut din demersurile mele. Am apucat pe această linie și caut să fiu mulțumit cumva de mine însumi, în limitele mele omenești. Și dacă este să am niște puncte referențiale, nu mă gândesc atât la omul de lângă mine, mă gândesc la contemporanii mei, mă gândesc în primul rând la Dumnezeu, care e reperul absolut. Dacă sunt pe placul lui Dumnezeu, atunci îmi asum cu bucurie riscul, dar nu fi pe placul contemporanilor. Mă raportez la propria mea conștiință, vreau întotdeauna să fiu împăcat cu mine însumi, și mă raportez la morții mei. Deci nu pot să nu am această raportare la dimensiunea jertfelnică și mărturisitoare a trecutului, care ne nobilează, dar ne și obligă. Și știți că e ca în cuvântul biblic, sângele strigă din pământ după dreptate. Deci suntem datori față de înaintașii aceștia care tind să fie ignorați sau uitați de-a dreptul, nu? Da. Să încercăm să-i reînviem în conștiința noilor generații. Să putem să auzim glasul sângelui. Avem deficiențe auditive limpezi și nu numai, și vizuale. Nu ne putem vedea pe noi în viitor. Avem termene scurte, avem Da, eu cred că un prim pas înainte, care pe mine m-ar bucura enorm, ar fi nu neapărat ca noile generații să devină capabile de jertfă, ele însă, dar măcar să învețe să prețuiască jertfa înaintașilor. Măcar să știe că jertfa este ceva fără de care nimic nu capătă consistență în istorie. Da. Pentru că eu tot repet lucrul ăsta și îndrăznesc să-l repet în continuare. Avem în urma noastră o întreagă civilizație a jertfei. Pentru că religia creștină s-a născut în jertfa lui Dumnezeu pentru oameni și a dăinuit prin jertfa oamenilor pentru Dumnezeu. Esența jertfei, scuzați-mă, care este? Să am grijă de tine și să-mi jertfesc propriile nevoi? Sigur, ar fi o formulă caricaturală aceasta, dar oricum... Da, adică sunt foarte multe trepte ale jertfei. Cert este că jertfa este un fel de dezmărginire, de ieșire din tine însuți către ceilalți. Dezmărginire. Nu în numele unor interese personale sau unor idei fixe ale tale, ci în numele unor principii eterne, nu? Da, care da. Nu sunt ale tale, ci ale unei întregi comunități din sânul căreia faci parte. Întotdeauna jertfa este prioritar pentru celălalt și în numele unui principiu care ne transcende.
Dar spus de dezmărginire, m-am gândit la Sic Cogito și la Sic Credo, cartea dumneavoastră. Da, e o carte de interviuri, apărută chiar anul trecut. Ați scris foarte mult, iată, mărturisiri dialogale, ați scris Gâlceava Dracului cu lumea, mic tratat de demonologie aplicată, un titlu care suscită. Ce e cu această gâlceavă? Păi, ideea este că dracul nu doarme și tot timpul ne fitilează, ne ispitește. Iar noi trebuie să devenim conștienți de acest lucru și să încercăm să-i dejucăm planurile. Pentru că, alminte, dacă îi facem jocul, dacă ne facem frați cu dracul ca să trecem puntea, nu vom ajunge niciodată să ne despodmolim din criza istorică în care ne aflăm. Pentru că, așa cum observa un esteist francez, Denis de Rougemont, acțiune parșivă a dracului este să te facă să crezi că nu există. Că nu există. Prin urmare, trebuie mai întâi să știi că ai de-a face cu el. Trebuie să știm că există, că nu doarme, că trebuie să fim tot timpul în briză ca să-i dejucăm, știu eu, ispitirile. Care ar fi indicii prezenței necuratului? Păi sunt mulți, că necuratul nu se arată neapărat. Așa cum îl reprezintă iconologia tradițională, știu eu, cu arne. Ar fi fost mai simplu așa, aripi poate. Aripi de lilia, cu coadă și așa mai departe, nu? El se insinuează și bagă fitile tot timpul, nu? Este cel care, în general, dezbină, că asta și înseamnă diabolus. Diabol, da, da. Grecească, cel care dezbină. Și de altfel și în limba ebraică, Satan înseamnă adversarul. Deci, întărâtă-i drace, cam asta este principiul, nu? Tot ceea ce dezbină înseamnă că este reușita unor fitile. Exact, exact. Deci, în timp ce Dumnezeu este principiul armoniei, nu? Dracul este principiul disarmoniei și sufletul omenesc este terenul de înfruntare de aceste două forțe metafizice. Deci, omul se definește prin opțiunea lui existențială, fie pentru Dumnezeu, fie pentru dracu. Perversiunea cea mare în lumea noastră de astăzi este că a fi al dracului și a fi dat dracului a devenit o formulă elogioasă. Da. Ai dat dracului. Da, da. Deci iată, așa cum ca să lauzi ceva la modul absolut, e bestial. Sunt formule din astea care arată o perversiune a spiritului și faptul că lucrarea răului este foarte avansată. Nu e de glumit cu ea. Nu e de glumit. Cu dracul nu e de glumit. Da. Și având în vedere ceea ce se întâmplă în lumea actuală, fitilele sunt nenumărate, dezbinarea este în fiecare zi a noastră, o simțim, o trăim. Domnule Codrescu, mă uit pe o altă lucrare din 2002, editura Cristiana, despre antropologia conjugală, o introducere ortodoxă, teologia sexelor și taina anunții. Teologia sexelor, aici cred că e un domeniu fascinant. Da, sintagma este puțin curajoasă și, mă rog, privită cu suspiciune de unii teologi oficiali. Pe mine m-a interesat, sigur, și problema căsătoriei, cu tot ce implică ea într-o lume în care disoluția familiei tradiționale este de ce în ce mai vizibilă și mai galopantă, dar m-a interesat și definirea ființei umane în care, mă rog, diferențierea sexuală nu se confundă cu sexualitatea curentă animalică. Diferența sexuală a existat dinainte de păcat, dinainte ca Adam să fi cunoscut-o pe Eva, dinainte ca Dumnezeu să fi îmbrăcat pe oameni în așa numitele haine de piele, deci în actuala condiție biologică. Diferențierea sexuală între Adam și Eva nu era una neapărat de ordinul sexualității fiziologice, ci de ordinul structurii interioare. Sigur că, pe urmă, până păcat, lucrurile se biologizează și se ajunge la sexualitatea curentă. Dar, la sfârșit, în Rai, în Împărăția lui Dumnezeu, avertizează Hristos, nu vor mai fi parte femeiască și parte bărbătească, ci veți fi ca îngerul lui Dumnezeu în ceruri. Dar
Cine a fost bărbat, bărbat rămâne în eternitate, cine a fost femeie, femeie rămâne în eternitate. Ceea ce înseamnă că sexul este mai mult decât, știu eu, această dimensiune a lui curent receptată, să zicem, biologică, biologică, animalică și așa mai departe. Am căutat să definesc aceste lucruri pe baza unei atente cercetări a literaturii patristice și a bazelor scripturistice și cred că am reușit să articulez o teorie acolo care să fie lămuritoare, mai ales pentru tinerii de azi. Ați debutat în 1985 publicistic și editorial în 1997. Ați sprijinit în mod fundamental activitatea mai multor reviste, edituri. Da, eu sunt foarte legat de revista Puncte Cardinale de la Sibiu, care a apărut în 1991 până în 2010. Deci 20 de ani lunar fără întrerupere. 20 de ani? Da. Este, din punctul ăsta de vedere, cea mai longevivă publicație de dreapta din România postcomunistă, întemeiată și condusă de un fost deținut politic și veteran de război, care s-a prăpădit, din păcate, în 2010, Gabriel Constantinescu, care este inclus, bineînțeles, în Cartea Mărturisitorilor. Apoi a fost foarte legat de revista Rost, unde am colaborat cam din 2003 până în 2012, când revista a încetat să mai apară, și sigur și de alte publicații, actualmente revista Lumea Credinței, unde sunt redactor șef, și care este probabil singura publicație cu conținut creștin laic, de largă răspândire, magazin ilustrat este de fapt. Dar mă rog, sentimentul meu și nu numai al meu este că presa scrisă începe încet, încet să falimenteze și că apar alte forme de, știu eu, conformare a discursului public, care țin mai ales de televiziuni și de internet. Și fenomenul poate fi judecat ca bun sau ca rău, dar indiferent cum l-am judecat, trebuie să-l înțelegem ca pe o fatalitate, să încercăm să găsim înăuntru lui modalitățile în care ne putem face pe mai departe datoria. Ascultându-vă, mă întreb care au fost momentele importante în formarea dumneavoastră, dacă acceptați să împărtășiți cu noi câte ceva din imaginile pe care le aveți din copilărie, părinții dumneavoastră, pentru că un destin ca al dumneavoastră este rar. Și această continuitate în zona valorilor fundamentale și cardinale. Așa cum au devenit lucrurile, eu unul nu văd niciun merit, Dumnezeu le-a aranjat să fie. Ați fost purtat, efectiv. Am avut o copilărie relativ banală, Mahalaua Pantelimonului, niște părinți foarte simpli și foarte pe linie. Tata a murit după 1989, având grijă să nu arunce carnetul de partid. Deși el nu avea niciun fel de idee teoretică și așa mai departe. Era generația care s-a născuse și respirase în acest duh al tahalului și toată viața n-a știut decât să muncească și să conformeze. Educație religioasă în familie nu am primit. Singura persoană cu adevărat religioasă era o bunică de la țară, care s-a stins până la începutul anilor 70. Marele moment al trezirii mele, ca să spun așa, mi-a fost dat în vremea liceului, când s-a întâmplat să-l am profesorul liceului HD-ul din București, pe scriitorul Marcel Petrișori, era profesor de franceză. Eu nu făceam franceză, făceam engleză, dar el ținea un cenacul literar la care mergeam săptămânal și m-am apropiat foarte mult de el și el a fost omul care m-a orientat. M-a făcut să cunosc anumiți oameni, i-am cunoscut înainte de 1989, de pildă pe Petre Țuțea. A fost o întâlnire extraordinară, pe părintele Gheorghe Calciu, abia a ieșit din a doua închisoare înainte să plece în exil, pe un mare erou al temnițelor comuniste și al frontului de răsărit, Aurel State, mort în 1983 și așa mai departe. Apoi mi-a adus cărți pe care nici nu visam să le pot citi
fie tipărit în perioada interbelică, fie tipărit în străinătate, foarte multe cărți, mă rog, în dactilograme care circulau în regim lăsamizdat, pe sub mână, ca să zicem așa, mai ales în literatura exilaților ruși, așa mai departe. Și sigur că mi s-au deschis orizonturi pe care majoritatea celor din generația mea nu au avut șansa, de care n-au avut șansa să beneficieze. Mare, și sigur că eram, da, spre sfârșitul liceului, deja structurat. De la o atitudine nu neapărat ateistă, dar indiferentă față de religie, am ajuns un creștin ortodox convins și în virtutea acestei treziri am căutat, pe cât mi-a fost în putere, să-mi fac datorie. Da, și v-ați făcut datoria pe terțuția? Încă nu. Cum? Sunt în curs, am eu face și nu știu dacă voi deja fi vreți până la... Parte, și nu numai, toată activitatea dumneavoastră vă justifică că din tern sub toate aspectele. L-ați întâlnit pe Petre Țuțea. Cum a fost întâlnirea aceasta, ați spus? Dacă două cuvinte, m-ați făcut curios. Da, era ceva fascinant. Cred că prima întâlnire a fost până 1980 sau 81, în garsoniera lui de lângă Șișmigiu, unde am mers cu Marcel Petrișor, desigur, care vedea de el, fuseseră în închisoarea amândoi, Cenea Petrache, Marcel Petrișor, era un om de care lumea cam fugea, pentru că relațiile cu el automat însemnau să intri în monitorul securității, să ai probleme, să fii tratat cu suspiciune și așa mai departe. Cei care rămăseseră... Dumneavoastră atunci v-ați asumat posibilitatea? Da, eu, ca să fiu sincer, nu am făcut cât a făcut Marcel Petrișor sau alții pentru el. Adică m-am mulțumit mai mult decât să-l ajut concret, să-l ascult. Încântat, vrăjit de discursul lui, era într-adevăr un vorbitor extraordinar. Nu, eu n-am auzit pe nimeni vorbind atât de bine. Și îmbinând foarte bine, știu eu, subțirimile culturale cu, mă rog, un realism extraordinar, nici o clipă nu scăpa realitatea de sub picioare, era foarte viu. Și sigur, a fost pentru mine un model din toate punctele de vedere. Din păcate, n-a fost un om de condei, era un vorbitor strălucit, dar scria destul de greu, iar ceea ce a rămas scris de la el este destul de aproximativ și de nereprezentativ, cred eu, iar multe dintre textele care îi sunt atribuite și au ajuns să fie publicate, îi fac mai degrabă un deserviciu. Pentru că ce se întâmplă, el vorbea, și erau alții care luau notițe, după notițele alea, o dactilografă se chinuia să culeagă, mai greșea, le mai interpreta și ea, așa că ceea ce a rezultat este ceva destul de departe de adevăratul discurs al lui Petre Țuțea. Și mai ales, omul viu nu poate fi substituit, mă rog, în litera moartă. În orice caz, a fost o întâlnire referențială și... Pe lângă Marcel Petrișor, mi-aduc aminte că mai vedeau atunci îndeaproape de el Aurel Dragoș Munteanu, Dumnezeu să-l odihnească, și Ion Coja. Ion Coja fiind un caz foarte interesant, el fusese un fel de monitor trimis de securitate să vadă de Petre Țuțea. Dar încet, încet, omul s-a lăsat furat. Asta a fost un caz asemănător cu monitorul securitate al lui Nichifor Crainu, Nedic Lemnaru, care a devenit fan al lui Nichifor Crainu, cu cenic, nu? Și cât a trăit, tot destine pauline, ca să spun, exact, așa. Exact, da, fascinante lucruri și până astăzi pot să spun că Ion Coja, oricâte rezerve am putea avea față de o latură sau alta a discursului său, rămâne un naționalist autentic și un demn urmaș al duhului lui Petre Țuțea. Ați scris poezie și... sper ca în finalul întâlnirii noastre să ne bucurăm de acest har, printre altele multele pe care le aveți. Și mă uitam aici, poeme neptice. Câtă savoare în cuvântul neptic în sine, puțin folosit. Da, trebuie explicat, da, cuvântul, pentru că publicul... Crucile pustie, poeme neptice. Da. Neptic înseamnă, mă rog... La Cristiana în 2010. Da. Care ține de trezvia părinților pustiei, de Duhul care este mereu, mă rog, deschis către Dumnezeu și către lume în asceză și rugăciune.
Sigur, am scris poezie încă de foarte devreme și primele mele versuri au fost pentru Dumnezeu, ci împotriva lui Dumnezeu. La 13-14 ani, așa fusesem învățat la școală, scriam grade împotriva lui Dumnezeu și într-o lauda științei. Mai rețineți un crâmpei din de atunci? Pentru că e colosală trecerea. Mi-aduc aminte, mă rog, că primele versuri pe care le-am cârpit mental, cred că aveam 6 sau 7 ani, au fost aceștia: aș vrea să fiu un Eminescu sau un Coșbuc aș vrea să fiu, să scriu progresul prin versuri și despre lume aș vrea să scriu. Și v-ați, v-ați ocupat apoi de Eminescu? Da, Eminescu a fost un reper major al devenirii mele culturale. Și în Cartea Mărturisitorilor îi dedic mai multe texte și cred că o redescoperire cu adevărat a lui Eminescu ar fi foarte importantă pentru digestia spirituală a generațiilor noi. Din păcate, Eminescu este astăzi în lumea românească pus în două fundături, ori într-o fundătură ditirambică. Este ridicat în slăvi, absolutizat și așa mai departe, într-un vor mai degrabă propagandistic, fără niciun fel de discernământ critic, iar pe de altă parte este contestat în mod unor chiar violent, mai ales din punct de vedere ideologic, nu estetic, fiind neconvenabil, știu eu, ideologilor dominante actuale, prin poziția lui tradiționalistă, până nota de antisemitism a unor articole politice, care trebuie înțeleasă însă în spiritul epocii respective și în condițiile sociale. Contextul din nou. Exact, și așa mai departe. Și din cauza asta este foarte greu de recuperat Eminescu în lamura personalității lui. Așa cum îl vedea de pildă Constantin Noica, nu, în faimoasa lui carte, Eminescu sau gânduri despre omul deplin al culturii românești. Din punct de vedere cultural, nu neapărat spiritual, pentru că relația lui cu biserica a fost una superficială și, în general, el avea un fel de religiozitate fără religie, cum s-a spus despre romanii, despre Goethe în special. Nu, era atent mai degrabă la mitologie, la magie, la fel de teorii heterodoxe. Deci, din punct de vedere spiritual, nu este neapărat un reper, dar din punct de vedere cultural și creator, nu? Și mai ales în forța pe care a dat-o discursul în limba română, este unic și inimitabil. Pentru că mai avem 4 minute și ați acceptat să ne recitați, o să îmi permit să merg la pian ca să fiu... Da, iar eu am să spun din capul locului că am să recit 2 poezii, pentru că veni vorba una dedicată chiar lui Eminescu și care este inclusă și în Cartea Mărturisitorilor, în secțiunea care este dedicată poetului național. Și alta dedicată unui fost deținut politic, poet al temnițelor comuniste, încă în viață, este vorba de Demostene Andronescu, care de curând i-a apărut un volum intitulat Peisaj lăuntric și care i-am închinat un sonet care figurează și ca prolog al volumului respectiv. Deci întâi poezia dedicată lui Eminescu. Bădia Mihai a uitat să mai moară și calea a luat-o prin codri spre cer, cu dorul arcuș și cu visul vioară, să-și cânte iubirea de țară stingher. Zicfagii privindu-l mirați pe coline, ce mare-i bădia și neamul ce mic, dar brazii ce văd mai de sus și mai bine, bădia e neamul, se pleacă și zic. Arcuș și vioară ce sunt decât cruce, și a ei nebunie sunt visul și dorul, iar cel care viu în spinare le duce, ne este întâi și pe veci rostitorul. Și piară tot neamul lovit de urgie, și piară și gura aceasta de rai, de tot și de toate va da mărturie la ceasul dreptății, bădia Mihai. Nebunul lui Demostene Andronescu. Înlături bărbierei vremii mele, lăsați-mi calea slobodă și întreagă, să apuc cu rosinanta mea beteagă pe bărganul viselor spre stele. Alungă-ți, Sancho,
gândurile rele, ca miezul rău din coajă să se aleagă, căci mori de vânt ne așteaptă și ne leagă să dăm buluc cu inima în ele. La mancea lumii e n-amurg pustie și vântul cu suspin de dulcinee îmi răvășește pleata colilie. O, de-aș muri cum am trăit, nebun, căci nu spășit pe perna de tulee, ci-n tărbacă fost-am eu cel bun. Domnule Răzvan Codrescu, a fost o bucurie acest scurt răstimp și vă rog să încheiem, probabil mai avem câteva secunde, emisiunea cu un cuvânt de folos către privitorii noștri. Nu știu cât a fost bucuria dumneavoastră, în orice caz a fost foarte mare și bucuria mea. Aș vrea, știu eu, ca generațiile noi, oamenii care vor ajunge să citească această carte, să înțeleagă că tradiția pe care stăm ne înnobilează, dar ne și obligă. Și că ea nu prețuiește nimic până la urmă dacă noi nu suntem vrednici să o ducem mai departe. Vă mulțumesc încă.